Secolul al XIX-lea, perioadă decisivă pentru cristalizarea națiunii române și a statului național, a însemnat o dezvoltare uriașă și pentru agricultura românească. Cel mai important agronom și economist român al secolului, Petre Aurelian, a marcat decisiv epoca sa și deceniile care au urmat prin caracterul multidisciplinar al muncii sale. Academician, profesor, agronom, industriaș, comerciant, economist și om de stat, Petre Aurelian a dovedit un profesionalism impresionant, fiind preocupat de modernizarea și dezvoltarea agriculturii, comerțului și industriei românești. Petre Aurelian s-a născut la Slatina la data de 12 decembrie 1833 în familia unui profesor venit din Transilvania, Gheorghe Ardeleanu. A studiat la Colegiul Sfântul Sava, apoi între 1856 și 1860 în Franța, la Școala Superioară de Agronomie din Grignon. După finalizarea studiilor, Petre Aurelian revine în țară și funcționează ca director al imprimeriei statului și al monitorului oficial, perioadă în care funcționează și ca profesor și director la Școala de Agricultură și Silvicultură din Pantelimon, pe care o organizează pe baze moderne. Mare agronom, Petre Aurelian a cercetat și a publicat scrieri promovând ideea de progres în toate domeniile agriculturii. A scris 50 de cărți, studii și monografii și peste 618 articole de specialitate. A publicat revistele pe care le-a înființat, le-a scris și le-a editat. A fost cel mai de seamă formator de publiciști în științe din secolul al XIX-lea, prin spațiile oferite spre tipar pentru diverse domenii, în special pentru agricultură și economie. Preocuparea sa predominantă încă din perioada studenției și în această perioadă a debutului a fost publicistica. Primele articole le-a publicat în Naționalul, Telegraful și Românul, începând cu anul 1858 și continuând cu Monitorul, cu o structură complexă de articole care se refereau la numeroase domenii ale activității economice și sociale. Primul articol publicat în Naționalul, sub titlul Considerațiune asupra agriculturii naționale, adresa necesitatea unei organizări temeinice a agriculturii țării ca baza economiei, pentru progresul națiunii și cerea ca țăranul să fie tratat cu respect, să fie ușurat de greutățile impuse care îl umileau și împroprietărit cu o bucată de pământ. Conținuturi asemănătoare articolelor și studiilor din Monitorul a publicat în jurnalul Agronomia, înființat și condus de Pană Buiescu, oferind 20 de materiale în această perioadă, așadar publica 53 de materiale pe parcursul unui an. Făcând o grupare tematică a materialelor publicate, aflăm articole și studii despre agricultură, despre stabilimente și susținere socială, despre educația clasei muncitoare, finanțe, credit, case de economie și monedă, despre creditul agricol, funciar și capitaluri, despre industrie, mijloace de transport și comunicații, despre expoziții de agricultură și industrii. Toate aveau scopul de a lămuri cititorul ce sunt aceste stabilimente, cum sunt organizate și în ce lume trăia omul epocii. Articolele și studiile de agricultură au caracteristica unor elaborări scrise peste valoarea acelui timp. Au o profunzime ce le conferă factura de lucrări agronomice elevate, primare, asupra elementelor tratate, iar între acestea se disting Oile Merinos, 1861, Economia vitelor și agricultura română, 1860, Irigațiunile sau udarea livezilor în Lombardia, Teoria și practica în agricultură, 1861. Aurelian a fost primul agronom care a scris într-un limbaj agronomic modern asupra temelor amintite. A descris primul rasa de oi merinos, legile naturale care acționează în procesul de ameliorare a cailor, asemănarea între părinți și descendenți, existența indivizilor cu caractere extreme în cadrul rasei, predominanța taliei transmise la descendenți, liniile de descendență de la un armăsar valoros. În Monitorul Comunelor a publicat 85 de articole și studii de agricultură, 13 articole despre plante de nutreț, 59 studii de zootehnie, 19 articole de sericicultură, de mecanică și economie rurală, 1 despre irigații, de silvicultură, 8 articole de meteorologie, 27 despre economia casnică și igienă, 20 articole de morală. Este ușor de văzut că scrierile sale cuprindeau referiri la întregul complex de activități din viața țăranului, în care aducea un fond de instruire și de educație pentru progres. Primele 16 numere ale ziarului au fost închinate educației țăranului prin rubrica Poveți morale, unde a publicat despre nevoia de școală, educarea copiilor prin munca învățătorului, despre datoria învățătorului față de oamenii satului, despre preotul satului și biserică.
Sunt elaborări cu un larg conținut pedagogic de cea mai aleasă valoare, cu un puternic ton educativ. Prin aceasta poate fi considerat și între primii autori de texte educative din secolul al XIX-lea, un pedagog. Pe lângă numeroasele articole cu subiect punctual, Aurelian a publicat lucrări cu nuanțe și caracteristici de studiu, accesibile cititorului cu o minimă instruire școlară. Prin revista științifică, Petre S. Aurelian a introdus agricultura în rândul științelor, publicând materiale cu un conținut egal acelora din alte științe. Inițial a publicat articole din domeniul botanicii și culturii plantelor noi, a zootehniei, din domeniul tehnologiei, al prelucrării unor produse agricole și al păstrării lor. La numai 3 ani de la înființarea revistei științifice, nefiind mulțumit de spațiul pe care îl putea acorda agriculturii și economiei în general, Aurelian a hotărât să publice un supliment, pe care l-a intitulat Economia Națională, și care avea subtitlul Buletin al intereselor economice românești. A fost primul semnal care arăta preocuparea sa pentru economia națională, unde agricultura juca rolul principal, iar publicația a durat de la 15 februarie 1873 la 15 ianuarie 1876. Acest supliment a fost scris aproape integral de către Aurelian, publicând 50 de articole, studii și comunicări. Acestea se refereau la agricultură, economie în general, industrie și comerț, sericicultură, comunicații, transporturi, societăți de economie, etc. A fost prima publicație care a introdus cititorul român mai adânc în cunoașterea componentelor economiei. Aurelian a fost primul mare agronom care ne-a lăsat scrieri dezvoltate despre viticultură și producerea vinului, unde a publicat și lucrări bazate pe observații și studii personale. Nu au fost sistematizate lucrările sale de către urmași, astfel că vom comunica titlurile articolelor și studiilor publicate începând din anul 1862 până în anul 1886. Ordonate într-o succesiune logică, cele 20 de articole, studii și capitole din cărți constituie primul conținut modern de viticultură și producerea vinului din bibliografia românească a domeniului. Pe lângă prima descriere botanică a viței, Petre S. Aurelian a efectuat 2 studii în Podgoria, Dealul Mare, studii devenite clasice pentru viticultura județului Prahova. Primul studiu de teren s-a intitulat Împărțirea topografică a viilor din județul Prahova, unde a împărțit partea principală a teritoriului în 4 grupe de podgorii. Petre S. Aurelian s-a implicat și în dezvoltarea învățământului agricol, căruia i-a dăruit 4 decenii de muncă, iar rezultatele obținute îl așează pe locul de fondator al învățământului agricol românesc. A fost numit profesor la Școala Națională de Agricultură de la Pantelimon la 21 octombrie 1860, unde a participat, alături de Racotă, Slătineanu, Lucaciu și Buescu, la prima rectificare a planului de învățământ, primind în catedra sa agricultura, botanica, silvicultura și economia rurală. La 2 august 1863, Aurelian era numit director la școala de la Pantelimon, unde a continuat progresul modest înregistrat de C.N. Racotă. În anul 1867, Petre S. Aurelian a elaborat o nouă programă de pregătire școlară. A reușit să crească ușor numărul de elevi, a intensificat activitatea de producere a puieților de dud, a îmbunătățit activitatea școlii de meserii, a organizat colecția de plante de câmp, aromatice și medicinale și a condus primele lucrări de ameliorare, prin încrucișarea rasei de oi merinos cu spancă. Petre S. Aurelian a instituit postul de repetitor, ca funcție didactică, din care a rezultat ulterior statutul de asistent universitar și șef de lucrări. Pe baza lecțiilor de agricultură ținute cu rigoare și bună sistematizare, în anul 1869 a publicat Manual de Agricultură pentru școlile normale și școlile rurale. Manualul a fost aprobat de Consiliul Permanent al Instrucțiunii Publice și a fost republicat în 7 ediții până în anul 1891. Putem spune că acest manual a servit luminării fiilor țării pentru agricultură timp de 30 de ani, făcând un imens bine pentru progres. În activitatea sa didactică riguroasă a ținut sistematic lecțiile de silvicultură, publicând note de silvicultură practică pentru agricultori, care a fost și primul curs de silvicultură publicat în România. Petre S. Aurelian a fost membru și președinte al Consiliului Permanent al Instrucțiunii Publice, un organism care coordona elaborarea programelor de învățământ pentru disciplinele școlare la toate nivelele.
A fost un organism de cea mai mare importanță pentru progresul școlii românești. Aurelian a elaborat pentru prima oară lege pentru învățământul agricol, care a fost promulgată de regele Carol I la 12 septembrie 1883. Petre Aurelian a fost unul dintre stâlpii Academiei Române, unde a avut un statut de membru deplin din data de 8 septembrie 1871. A fost ales la propunerea lui Alexandru Odobescu și Alexandru Roman, cu o zi în urma lui Ion Ionescu de la Brad, Ioan Moldovan și Gavril Pop, canonic din Lugoj, au fost primiți ca membrii corespondenți. Aurelian a prezentat 6 studii cu subiect agronomic și unul cu subiect de economie în plenul Academiei Române, fapt ce confirmă profunzimea celor elaborări. Alt argument care ne arată înalta sa statură în rândul membrilor Academiei îl constituie funcțiile primite de-a lungul a 38 de ani. Din 8 septembrie 1871 a fost membru actual al Societății Academice Române. Din 2 iulie 1879 și până în 5 aprilie 1884 a fost vicepreședinte al Academiei. Pentru activitatea parlamentară absolut remarcabilă din poziția de membru al Partidului Național Liberal, unde a fost una dintre personalitățile de elită, o eminență cenușie, Aurelian a fost invitat să participe și în guvernările liberale. Prima funcție de ministru, la propunerea lui I.C. Brătianu, a fost în guvernul care a administrat țara în perioada Războiului de Independență. A fost numit ministru la Ministerul Lucrărilor Publice în perioada 21 august 1877-25 martie 1878. A urmat funcția de ministru la Culte și Instrucțiuni Publice între 1 august 1882-22 iunie 1884 și din nou la Lucrări Publice de la 29 aprilie 1887 până la 1 martie 1888. În perioada următoarei guvernări liberale, sub Dimitrie Asturza, a primit funcția de ministru la Agricultură, Comerț, Industrii și Domenii, ocupând și funcția de prim-ministru de la 21 noiembrie 1896 până la 30 martie 1897. Apoi, în urma rezolvării conflictului iscat între Aurelian și Sturza, prin dizidența drapelistă, a condus Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerțului și Domeniilor între 14 februarie 1901 și 17 iulie 1902. Iar de la 18 iulie 1902 la 13 noiembrie 1902 a trecut la interne, fiind ultimul ministeriat la vârsta de 69 de ani. În ciuda contribuției impresionante aduse de Petre S. Aurelian agriculturii românești, activitatea sa a fost prea puțin cunoscută. Pentru aducerea în atenție a ceea ce a însemnat Petre S. Aurelian pentru epoca sa și pentru vremurile care au urmat, profesor dr. Viorel Iulian Peștean a realizat o monografie în 2 volume despre viața și activitatea acestuia. Monografie ce însumează numai puțin de 1300 de pagini.